Am revenit, prieten, la Culart și m-am gândit că dacă până acum am vorbit despre literatură, despre filozofie și despre ce înseamnă în momentul de față literatura română, să vorbim despre muzică, dar nu despre orice fel de muzică, vorbim despre muzică clasică, vorbim despre oameni frumoși care fac lucruri frumoase. Și am să-i spun bună seara, Teodore. Bună seara, Teodora. Bună seara, bine v-am găsit. Mulțumesc foarte mult pentru faptul că ai acceptat să fii alături de noi în această seară. Mulțumesc că m-ați invitat. Întrebarea mea pe care o adresez de fiecare dată celor care vin și stau de vorbă cu noi la Culart este următoarea. Cine ești? De unde vii? Și ce faci? Mă numesc Teodora Constantinescu, am 23 de ani, vin din Pitești, acolo m-am născut, dar acum locuiesc în București. Sunt masterand de la Universitatea Națională de Muzică din București, la canto clasic, și activez în diverse coruri, am diverse activități artistice. Când ți-ai dat seama că ceea ce faci acum este ceea ce îți dorești să faci și cum a fost declicul, știi cum se spune și în teatru, că ai un declic? Cântam de când eram mică, asta era o certitudine, îmi plăcea să fac lucrurile acestea, dar în clasa a șaptea s-a înființat la mine în oraș filarmonica. Am mers la multe concerte, multe spectacole și acolo am văzut-o pe soprana care mai târziu mi-a devenit model, Mediana Vlad. Pe care o salutăm. Da. Și mi-a plăcut foarte mult cum cânta, cum se mișca pe scenă, cum era îmbrăcată, tot mi-a plăcut și am zis că asta vreau să fac și eu pe viitor. Și te-ai mutat în București și ai intrat la liceul de muzică sau ai venit doar la conservator? Nu, am făcut un liceu teoretic, am științele înțeles. Naturii, da, chiar. Da. Culmea, da. Științele naturii cu muzica clasică. Cum sunt bine lucrurile astea? Cum sunt bine, foarte bine. Da? E nevoie de ceva concret. Da, da, da. E normal să avem și ceva concret. Da. Și ai terminat liceul și ai venit în București și ai dat la conservator. Da. Și cum a fost examenul? Câte emoții am avut. În momentul acela era cel mai important lucru pentru mine, să intru la conservator. A fost greu, a fost solicitant, dar... Ai avut în perioada asta, ai avut și profesori cu care ai lucrat înainte de a intra la conservator, bănuiesc? Da, da, m-am pregătit și în timpul liceului cu profesoara din Pitești, doamna Elena Ropcea. Și e mândră de tine, bănuiesc, acum. Sper. De ce n-ar fi? Că este, da. Care a fost, în perioada conservatorului, cât ai fost, cum să spunem, studentă? Care a fost primul tău contact direct cu scena și care este cel mai drag proiect pe care tu l-ai avut în perioada conservatorului? Au fost mai multe. Te rog. În primul rând, proiectele de la facultate, de la clasa de operă. Am făcut Peter Pan, Motanul încălțat, Tido și Eneas, mai multe opere pe care le-am jucat în incinta facultății. Uh-huh. Apoi au fost spectacole cu Corul Regal, care îmi sunt foarte dragi. Da, o să discutăm imediat și despre da. Ele. Hai să vorbim de proiectele din perioada conservatorului. La ce clasă ai fost? Cine a fost profesorul tău? Profesoara mea de canto este doamna Claudia Codreanu, da. Și am făcut clasa de operă cu maestrul Daniel Praleblac. Pe care îl salutăm da. Și pe domnia sa. Cum a fost să lucrezi cu domnul Prale? Foarte interesant, din mai multe puncte de vedere. Dumnealui nu ne-a impus niciodată să facem anumite lucruri, eu vreau să fie lucrul ăsta făcut într-un anumit fel. Ne-a sugerat o idee, o cale pe care noi am urmat-o în felul nostru. Instinctual, ca simți, așa simțit, da, voi da. Să mergeți pe ea. Știu că tu la un moment dat ai și scos o carte despre care am să te rog să vorbim puțin și în cartea asta povestești efectiv lucrul la un proiect foarte drag vouă ca da. Și grup, că ați fost mai mulți da. În grupul ăsta alături de domnul Pralea, care era și regizorul vostru. Hai să vorbim puțin despre acest proiect și despre carte, bineînțeles că de la ea am plecat. Da, e vorba de opera Motanul încălțat de Cornel Trăilescu, pe care am jucat-o de destul de multe ori. Eu am fost atunci în rolul iepurașului, un rol care nu avea de cântat, pur și simplu e un personaj care anima puțin lucrurile în acțiunea operei. Am jucat-o și la conservator și la Ateneu, pentru că despre Ateneu am scris, de fapt, în carte. Și la sugestia domnului Prale am scris această carte despre tot ce a însemnat munca la acest proiect. Da, știu de ce te-am întrebat, pentru că e și o poveste un pic hazlie, apropo de personajul tău. Tu, așa cum ai spus, erai un iepuraș și trebuia să poți acel cap mare. Era și a fost foarte greu. Da, și nu stătea bine. Da, nu pe se prindea hai bine. Hai să povestim puțin, că eu până la urmă, e un lucru hazliu, e un lucru interesant care face parte din construcția personajului și zic eu că merită povestit. Cum ai ajuns, de fapt, să porți
acel costum și cât de ușor sau cât de greu ți-a fost să mergi pe scenă, pentru că știu că aveai și foarte multă acțiune, de mișcare pe scenă. Era un cap de iepuraș, era un costum din ala cu totul, dar nu puteam să-mi pun pe mine pentru că era extrem de cald. Așa că l-am prins de o cască de ciclism, de ceva de genul ăsta. L-am cusut acolo cu greu că nu stătea și mi-am prins cu niște benzi pe aici și prin spate, eram așa toată camuflată. Și a fost greu pentru că nu stătea, dacă era prea strâns aici, mi-aluneca pe spate, a fost dificil. Și ce spunea domnul Preala de momentele astea? Eu mă plângeam tot timpul mă plângeam și domnul Preala zicea, nu știu care mare soprană a cântat cu o coroană de nu știu câte kilograme pe cap și nu s-a plâns și tu faci atâtea. Am înțeles că tu ai fost și asistenta de regie, din câte țin eu minte, la acest proiect. Și din câte mi-aduc eu aminte că ai scris și în carte, acest proiect cu Motanul Încălțat era de fapt un fel de proiect educativ pentru copii, în care încercați să aduceți copiii la Ateneu și, de ce nu, în sălile de concerte de muzică clasică. Cum a fost întâlnirea voastră cu acești copii? Pentru că bănuiesc că aș fi stat de vorbă cu ei după ce ați jucat. Da. Cum a fost întâlnirea voastră cu copiii? În unele cazuri a fost foarte plăcută, în altele mai puțin. Am avut un mic incident la Ateneu. Opa, despre ce e vorba? Uite, vezi, jurnalistul de mine te întreabă. Da. Aveam o scenă în care Marele Dregător, personajul negativ, ne amenința pe toți, așa. Iar copiii, foarte implicați acolo, stăteau așa, ne priveau cu mare interes. A urcat pe scenă și au început să-l lovească pe Marele Dregător cu mingi, cu tot felul de lucruri pe care le găseau pe scenă și ne-a fost foarte greu să-i dăm jos de pe scenă. A trebuit să intervină doamna prezentator ca să ne putem desfășura în continuare activitatea. Iată că, până la urmă, i-ați atras în poveste, că despre asta prea e vorba. Mult, i-ați da, atras da. Mult în poveste. Hai să vorbim despre proiectele tale ulterioare și pe unde te-a putut vedea lumea cântând și despre ce este vorba. Și mă poate vedea în continuare. Exact, poate vedea în continuare, bineînțeles. Da. Vorbim de momentul acela și mergem încoace către prezent. În anul întâi am intrat în Corul Regal, în martie 2015, și de atunci sunt membru. Felicitări. Mulțumesc. Este un moment important în cariera ta, până la urmă. Da, este. A fost. Este. Și unde ați cântat? Am cântat și la Palatul Elisabeta pentru majestatea sa, Principesa Margareta. Am avut concerte în țară, la Cluj-Napoca, Drobeta Turnu Severin. Chiar acum susținem un concert dedicat centenarului Marii Uniri. Da, la Alba Iulia a fost unul dintre ele. Urmează să mai fie, înțeles. Și cum e să fii parte dintr-un cor regal și să poți să te urci pe scenă să cânti în fața majestății sale? E onorant și foarte plăcut, pentru că mie îmi place foarte mult colectivul. Cât sunteți în cor? Acum suntem aproape 40. Destul de mulți. Da. Destul de mulți. Și coordonatorul vostru cine e? Directorul general este Răzvana Petrei, care este și dirijor, și pianist, și director. Iar dirijorul actual al corului este Andrei Stănculescu. Frumos. Care sunt proiectele tale pe care vrei să le derulezi în continuare? În continuare este desfășurarea turneului Capital de Unirii cu Corul Regal, care anul viitor va trece și peste granițele țării. Doamne ajută. Pe 13 decembrie am un concert la Filarmonica din Pitești. Te-ai întorci acasă? Da. Ai mai cântat de când ai terminat conservatorul acasă? Nu. E prima dată? Da. Deci înseamnă că e o prima audiție, dacă putem spune așa. Și cum e? Care-i sentimentul? Că știi că te-ai întors? Sunt foarte emoționată, sper să... Vei cânta tu sau vei fi împreună cu... Solo. Solo? Da. Și ce vei cânta acolo? O să cânt trei arii. Aria Păpușii din Povestirile lui Hoffmann de Jacques Offenbach și ariile Adelei din Liliacul de Strauss. Frumos. Vei cânta cu Filarmonica din Pitești, bănuiesc. Și când se va întâmpla lucrul ăsta? Pe 13 decembrie? Da. Pe 13 decembrie, dragi prieteni, puteți să mergeți să o vedeți pe Teodora acasă, cântând pe scena Filarmonicii din Pitești. Hai să vorbim și de ce faci tu în afară de concerte și de faptul că ești parte integrantă a unor proiecte foarte interesante. Tu scrii. Și din câte eu știu, scrii destul de bine și destul de mult. Cum a început latura asta ta artistică, lăsând-o pe cea de solistă și de muzică clasică? Îmi plăcea foarte mult să citesc.
Îmi place în continuare, mă relaxează, îmi place să aflu lucruri noi. Și nu neapărat scriind, citind mi s-a dezvoltat vocabularul și capacitatea asta de a scrie cumva. Și ce ai scris, în afară de cărticica despre care povesteam noi mai devreme? Prima oară am scris, cred că o poezie despre papagalul meu. Nu mai țin minte, dar era amuzantă. Era mai micuță? Da. Am înțeles. Și în afară de această poezie, ce ai mai scris? Ai mai scris poezie? Nu, nu-mi place să scriu poezie. Nu-ți place? Nu. Atunci ai scris proză. Proză, da. Bun. N-am uitat să pomenim numele cărții despre care vorbeam mai devreme și da. Am să rog să-l spui tu. Este muzică plus teatru egal poveste. Frumos. Și în afară de această carte ai mai scris... Am publicat în volumul Amprente pe cerul înstelat, publicat de editura Astralis, o novelă. O novelă? Da. Și mai de curând, și o să vorbim și despre cartea asta, este o carte foarte dragă sufletului meu, este o carte în care ne propunem să promovăm tineri cu realizări excepționale, cu lucruri făcute cu sufletul, nu numai cu mintea. Și am să rog pe Teodora să vă arate cartea, pentru că și ea este în această carte. Cartea se numește Stația Viitor. Este o ediție îngrijită de profesorul de artă actorului Magda Băcescu. Și aici sunt 51 de copii, de la vârste fragede până la 33 de ani. Este un scriitor și un poet de 33 de ani. Dacă sunteți curioși, vă putem spune că pe 7 decembrie veți putea și voi să puneți mâna pe această carte, care e fierbinte, e cald, de-abia a apărut. Cum te simți în momentul în care faci parte dintr-un grup de oameni, nu vorbim doar de copii, dintr-un grup de oameni care au rezultate excepționale, care în fiecare zi a vieții lor fac lucruri excepționale, iar tu ești printre cei care faci lucruri excepționale. Cum te simți? Care este senzația ta interioară? Mă bucur foarte mult că am apărut în acest volum, lansat la editura Astralis, a doamnei editor Camelia Pantazi Tudor, și sunt foarte onorat. Am în lucru o carte pentru copii, o carte de povești, pe care vreau să o lansez tot la editura Astralis și partea mai inedită, așa, vreau să fac eu ilustrațiile. Cumva eu vreau să fac din ce în ce mai multe lucruri de genul ăsta și a devenit un fel de a fi. Nu e ca și cum îmi propun neapărat să obțin lucrurile alea. Muncesc pentru el și la un moment dat se întâmplă. Bine, adevărul e că acum, luând lucrurile un pic în serios, ceea ce faci tu, vorbind strict de Corul Regal, de exemplu, din câte știu eu, voi munciți foarte mult pentru concertele pe care le susțineți și nu e de aici de acolo să cânți, să spunem, cel puțin o oră într-un concert în care nu te miști, doar stai pe scenă și cânți. Cum se derulează o zi de repetiții la voi, la Corul Regal? Repetăm cam 2 ore. Citim piesa dacă este nouă, lucrăm la nuanțe, dirijorul este foarte exigent și îmi place lucrurile. Asta este foarte bine, că în felul ăsta vă pune și pe voi să dați mai mult și să iasă lucrurile foarte bine. Cam care este repertoriul vostru în momentul de față? Cam câte partituri aveți? Vreo 12, le mai rotim, nu le cântăm pe aceleași de foarte multe ori. Și la Alba Iulia ce veți cânta? O să cântăm, o să facem o incursiune în istoria muzicii prin toate perioadele, de fapt prin toate regiunile muzicale. Din România? Da, din România. Frumos, repertoriul românesc. Interesant, chiar e de văzut asemenea spectacol. Cum ești tu în fiecare zi, în afară de ceea ce faci? Cum ești tu? Ce faci tu în afară de repetiții, faptul că scrii, faptul că muncești foarte mult? Merg la facultate, cânt și alături de Corul Preludiu. Păi uite, vezi, asta nu mi-ai spus. Da. Am repetit și acolo. Cu Preludiu câți sunteți în cor? Tot așa, vreo 40. Da? Da. Și aveți concerte și cu ei? Da, este un cor de renume. Da, știu. Da. Nu, asta nu mi-ai spus și nici eu nu știam, asta pentru mine a fost o surpriză și mă bucur foarte tare că mi-ai spus și acest lucru. Unde vă pot vedea, să spunem, în perioada următoare, după ce terminați cu Alba Iulia, cu Corul Regal, cu Preludiu, unde? Concertul tradițional de colinde de la Ateneu, da? Care va fi pe 23 sau 24 decembrie. Te promit că o să încerc să ajung și eu să te văd și atunci pe scenă. Eu te-am mai văzut pe tine și era un proiect care mie mi s-a părut foarte interesant și dacă nu mă înșel, cred că este unic în România sau poate chiar în partea asta de lumea noastră.
Ai participat la un eveniment în care tu împreună cu colegi de-ai tăi ați cântat și ceea ce a fost fascinant din punctul meu de vedere a fost faptul că s-a cântat la pian la 6 mâini. Da. Ceea ce este, zic eu, de excepție. Cum vă înțelegeți în grupul ăsta? Cum colaborați? Cum comunicați între voi? Pianista cu care colaborăm noi este cea care face parte în acest proiect de pian la 6 mâini. Văd că se înțeleg foarte bine și muzica pe care o transmit e... Da, e un proiect... Te repet, nu știu dacă n-am mai auzit până acum, cel puțin în România eu n-am mai auzit de așa ceva și trebuie să recunosc că este de excepție ceea ce am văzut și cu ocazia asta le felicit și pe ele. Ce-ți propui tu pentru tine de acum încolo? Pentru mine vreau să mă canalizez foarte mult și pe cariera solo, să studiez mai mult, să mă perfecționez și sper să apară cât mai multe oportunități de a... Mi-ai spune mai devreme că veți pleca anul viitor peste graniță. Da. Unde veți merge? În Chișinău, la Cernăuț și la Balcic. Deci în partea asta de Europa, da. În Republica Moldova. Ai mai fost? Ai mai cântat în Republica Moldova? Nu, niciodată. E foarte bine. Dar în partea asta, alaltă, în partea de vest a Europei, ai cântat? Ai fost în concert? Ai avut ocazia să-mi ieși? Doar în Cehia am fost, unde am cântat mai... Festival sau...? Da, asta în liceu. Da? Da. Ce premii ai obținut tu până acum, de când activezi în lumea asta superbă a muzicii? Nu am participat la foarte multe concursuri. Am fost în clasa 11-a la Lead Art, la Pitești, am la premiul 2. Am obținut premii cu trupa de teatru. În premiul al doilea la festivalul Opera Fringe. Și... nu știu, diverse cu teatru, cum te-ai împăcat? Cum a fost în momentul în care ai urcat pe scenă ca actor, nu ca și solist de muzică clasică? Cum te-ai simțit? A fost bine. Am mai cochetat cu actoria și înainte. Am făcut câteva cursuri de cinematografie. Cumva nu mi-era străină. Dar ce ați jucat atunci la concurs, la festival, cu trupa de teatru? Mai ții minte? Nu, era tot operă. Tot operă? Da. Ați îmbinat teatru cu opera. Așa cum ați făcut și cu Motanul Încălțat. Da, tot Motanul Încălțat a fost. Da. Fost. Foarte frumos. Ce ai putea să-i spui unui tânăr care, sau unei tinere care este la vârsta la care tu ai început să cochetezi cu această lume, care, să spunem, nu neapărat sfatul, dar care ar fi, să spunem, direcția pe care ei sugerau să o ia în momentul în care și-ar dori să facă ceea ce faci tu? Să își urmeze calea, indiferent de piedicile care apar, pentru că apar foarte multe. Din păcate, așa este. Da, și să aibă încredere că totul va fi bine în final. Crezi că este imperativ necesar, lăsăm la o parte suportul familiei, părinților? Și aici te întreb acum și din punct de vedere al fostului student la conservator, acum și asistent, da? Ca profesorul care te păstorește, ca să spun așa, să fie și foarte bun pedagog, în afară de un foarte bun muzician? Cred că ar fi foarte bine să fie un bun pedagog, mai degrabă decât un bun muzician, pentru că, cu toate că se leagă cele două, trebuie să insufle studentului acea dăruire pentru muzică, toate căile neștiute pe care atunci când vezi un interpret pe scenă, nu ai de unde să le știi. În momentul de față, am să te rog să faci abstracție de mine și să le transmiți un mesaj celor care se uită la noi acum și să le spui de ce trebuie să vină la Ateneu sau de ce trebuie să meargă, nu neapărat la Ateneu, dar să meargă la un concert de muzică clasică. Pentru că trebuie să ne rupem de lumea cotidiană. E un vârtej așa care nu se mai oprește și trebuie să ne hrănim și sufletul și spiritul. Îți mulțumesc mult de tot pentru interviu. Să-ți ajute Dumnezeu să ajungi să cânti pe cele mai importante scene din România și de ce nu și... De exemplu, la Scala din Milan. Doamne, de ce nu? Și să ne auzim cu bine cât de curând posibil și eu îți doresc mult succes.